Fundația Culturală Iubirea și revista Flacăra lui Adrian Păunescu vă invită la ediția a 10-a Festivalului Adrian Păunescu. Evenimentul este programat pe 19 și 20 iulie la Teatrul Național Marin Surescu, la Biblioteca Alexandru și Aristiaman și la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu. Mari artiști ai cenacului Flacăra, iată că își dau întâlnire din nou în cetatea Băniei, la mijlocul lunii Cuptor, în cadrul Festivalului Internațional Adrian Păunescu. A ajuns la o ediție aniversară, ediția cu numărul 10. Festivalul se desfășoară în Craiova în zilele de vineri și sâmbătă, 19 și 20 iulie, într-un regal de muzică și poezie folk. Vineri începe festivalul la ora 11 în sala de Sârbu a Teatrului Național Marin Surescu, unde ne dăm întâlnire celor care mai cred în muzică și poezie, în muzica folk, pentru că se desfășoară concursul de muzică folk, un concurs care este dotat cu premii celor care vor câștiga. Seara de vineri ne mutăm în sala Amza Pele a Teatrului Național Marin Surescu, acolo unde își vor da întâlnire doi mari actori ai scenei românești, este vorba de Ducu Berții și de inegalabilul Dorel Vișan. 20 iulie, sâmbătă, este ziua în care marele poet Adrian Păunescu ar fi împlinit 81 de ani și atunci începem de dimineață cu un simpozion cultural care se va desfășura la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristiaman, începând cu orele 11, unde vom afla mai mult amănunte și povești interesante despre viața și personalitatea marelui poet, pentru ca seara să ne mutăm cu toți în peisajul superb al Parcului Nicolae Romanescu, sub cupola Teatrului de Vară, acolo unde va avea loc un regal de muzică folk și unde îi vom revedea pe mari artiști ai scenei românești, precum Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Andrei Păunescu, Mădălina Amon, Emery Kemre, generația folk și trupa Totuși Iubirea. Așa că vă așteptăm pe toți în acest weekend fierbinte, 19 și 20 iulie, să reascultăm muzică frumoasă, muzică folk în cadrul festivalului Adrian Păunescu.